Astăzi, în foaierul Filarmonicii Banatul din Timișoara, a avut loc vernisarea expoziției dedicate culturii bănățene a inventatorului timișorean Remi Rădulescu. Acest proiect reprezintă cea de-a patra expoziție din cadrul proiectului intitulat Performanțe bănățene. Toate acestea vin să pună în valoare municipiul de pe Bega, care anul acesta este capitală europeană a culturii. La eveniment au participat înalt preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, Părintele Vicar Ionel Popescu, precum și reprezentanței mediului universitar timișorean, iubitori de cultură, istorici, jurnaliști și scriitori. Expoziția cuprinde 78 de planșe, având în centru peste 200 de personalități care s-au născut și au activat în Banat și care prin opera lor au marcat viața culturală și spirituală a zonei. Expoziția aceasta, consider că, poetic vorbind, a fi dangătul de clopot care anunță învierea culturii bănățene. Prin această expoziție, cei care au trudit la realizarea ei n-au făcut decât să scoată din întunecatul mormânt al istoriei, să-i aducă la viață pe cei care sunt expuși aici, personalități de răsunet european și mondial. Iată de ce vă felicit, pentru că oarecum ați și furat startul manifestărilor culturale de aici, de la Timișoara. Dacă lansarea cea mare va fi pe 17 februarie, iată că dumneavoastră ați furat startul și să dea Dumnezeu să mai faceți asemenea manifestări. Deci, iată ce este aici. Într-adevăr, nu vedem exponate originale. Sunt fotografii, sunt scrieri, mărturii despre cei care au ctitorit cultura în Banat. Prima expoziție a fost în 2018, expoziția Premierele Bănățene, prezentă la Casa Tineretului, expoziția Tehnicii Bănățene Antidecembriste, prezentă la tot la Casa Tineretului, etajul 2, expoziția Sportului Bănățean la Sala Constantin Jude și iată acum, cu ajutorul lui Dumnezeu și a colaboratorilor și a partenerilor, reușim să vernisăm expoziția Culturii Bănățene. Aici putem să vedem 78 de panouri, unde sunt ilustrate peste 200 de personalități, dar și obiective culturale din Timișoara și Banat, Filarmonica, unde suntem, opera, teatru, Muzeul Național, Muzeul de Arte, Muzeul Satului Bănățean, cinematografe și așa mai departe, televiziunea, Radio Timișoara. Dar, după cum dumneavoastră vedeți, sunt prezente și foarte multe momente din biserica noastră creștină, care face parte din cultura unui popor, biserica ortodoxă, biserica catolică, biserica greco-catolică, biserica mozaică, cu iluștrii noștri mitropoliți și oameni de biserică, Vasile Lăzărescu, mitropolitul Nicolae Corneanu, dar și actualul mitropolit Ion Sălăjan, patriarhul Daniel, care este de la mine, de lângă Lugoș, din Dobrești. Am spus la un moment dat că aici avem niște cărămizi ale construcției care este spiritualitatea Banatului. Poate că acest cuvânt spiritualitate este mai potrivit decât fenomen cultural, pentru că în același timp sunt lucruri și care țin de viața bisericii, de minorități. Avem aici exponate și referiri la minoritățile Banatului. Deci este vorba despre o energie. E o energie care a construit și construiește în continuare. Nu e un fenomen care s-a sfârșit odată cu plecarea la cer ai mari personalități ale Banatului. Ea continuă. Problema este că acest tip de expoziție și acest tip de situare ar trebui să fie dusă în școli. Și aici
intervine responsabilitatea celor care conduc regiunea și orașul. Cu această expoziție se încheie proiectul Performanțe Bănățene, alcătuit din 4 expoziții permanente. Acest quartet cultural surprinde prin cele 274 de panouri, peste 700 de exponate montate în 34 de vitrine și 35 de sisteme expoziționale.